În prezent, în municipiul Petroșani se lucrează la modernizarea și extinderea stadionului Petre Libardi prin Compania Națională de Investiții. Tot prin această companie se mai construiește și o sală de sport, iar administrația publică locală a demarat un amplu program de reabilitare termică a blocurilor din municipiu. În Petroșani mai avem în derulare o sală de sport, tot pe CNI, la școala Ighedu, ca sediu nou. Avem în lucru 3 blocuri pe fonduri europene pentru eficientizare energetică și avem alte 13 blocuri în procedură de licitație. Într-un termen foarte scurt vom putea să semnăm contractele de lucrări. În ceea ce privește imobilele cu destinație de locuință din Petroșani, mai trebuie menționat că în ședința din această săptămână, consilierii locali au aprobat proiectul construirii unui bloc ANL cu parter și 4 etaje, care va avea 30 de garsoniere și 10 apartamente cu 2 camere.